Părinții o știau în siguranță, microbuzul școlar, dar ea era întinsă pe asfalt plină de sânge, pentru că șoferul care trebuia să o ducă până în fața casei a lăsat-o să coboare împreună cu alți elevi, chiar lângă o curbă periculoasă. Înainte ca bărbatul să plece de pe marginea drumului, copila de 10 ani a traversat, dar n-a apucat să ajungă pe partea cealaltă. O mașină care tocmai ieșise din curbă a lovit-o în plin. E o minune că a supraviețuit, dar acum trebuie să dea o luptă grea pe patul de spital. O lăsa la poartă, a spus să o fie acolo că mai curăță doar cu elevi și pobărâne toți acolo. O alegere aparent lipsită de importanță, care a dus însă la o nenorocire. Copila de 10 ani n-a mai coborât ieri în fața casei cum obișnuia, ci lângă o curbă periculoasă, împreună cu alți colegi. Șoferul microbuzului nu s-a gândit că fetița ar putea păți ceva dacă va merge singură spre casă. Dar exact asta s-a întâmplat înainte ca el să apuce să plece din loc. Eram la mie și mi-a spus o vecină de acolo să alergăm. Fetița noastră, o lovi o mașină. Copila s-a asigurat înainte să pună piciorul pe șosea, spun martorii, dar n-a făcut-o cum trebuie. S-a dat jos din microbuzul școlii și era altă mașină în spate. Și ea, atentă spre mașina din spate, nu observă că vine din jos mașina. Și zice că o lovi cu spatele. Și a sărit în față, pe capotă. Deci șoferul venea și a avut viteză mică. Nici microbuzul nu trebuia să o lase chiar aici în curbă. Și șoferul la microbuzul. Da, eu așa zic după mine. Copila pe care ar fi trebuit să o lase acasă se luptă acum pentru viața ei. Prezintă o traumă craniană, stabilă hemodinamic, obnubilată și o traumatism de umăr drept. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cine se face vinovat de producerea accidentului.